merge! Te rog! Nu vreau! Nu vreau să mănânc scârboșenia asta! Vrei Snickers? Uite ce delicios e! Nu! Ce se petrece aici? Dacă nu mi s-a părut, înseamnă că o hrăniți pe Kate! Uitați! Am o adevărată delicatesă pentru ea! Creveți cu legume! Nu vreau! Ajunge să băgați mâncare cu forța în mine! La o parte! Încetați! Cred că știu cum putem rezolva problema asta! Bun venit la Multidu Challenge! Am o probă foarte ușoară pentru voi! Trebuie să gătiți o omletă! Nu ai nimic mai complicat? Floare la ureche! Va fi opera mea de artă! Bunico, gata cu somnul! Provocarea a început și trebuie să gătim omletă! Omletă? Mulțumesc, nepotule! Ce mai? Timpul să începem! Mary, și eu am nevoie de ulei! Desigur! Ce omletă e aia fără ulei? Dar de ce nu curge? Sticlă stupidă! Nu e niciodată prea mult ulei! Ups. Ted, acum avem nevoie de un ou, pe care trebuie să-l spargem în tigaie. Totul e foarte simplu. Aha, de acord, cât ai zice pește? Ups. Aproape ți-a reușit. Nepricepuți. Dar îi pot învinge. Am gătitul în sânge. Omleta e prea simplă. Voi face ceva mai grozav. Mai întâi trebuie să despart albușul de gălbenuș. Apoi trebuie să bat albușul ca să fie ca o spumă. De ce face asta? Îmi iese grozav! Acum trebuie să bat gălbenușul și să-l pun în tigaie. Chiar așa! Minunat! Ce omletă ciudată! De ce a separat oul? Pentru că așa va fi mai interesantă! Doar priviți ce minunată mi iese! Foarte! Dar mie mi-e de ajuns sarea și piperul ca să fac omleta mai gustoasă! Ah! Ted! Ce e cu tine? Arde! De ce faci asta? Ce se petrece? Ajutor! Omleta vrea să mă omoare! Pentru că trebuia de mult să stingi focul. Ai ars tot! Ba, uite că nu! Așa am gândit-o! Cu atât mai mult că pot colora gustul omletei cu niște frișcă! Delicios! La mine e gata! Wow, Mary, ți-a ieșit foarte neobișnuit! Ce interesant e de atins! Mâinile acasă! E o delicatesă! Kate, acum alegerea e în mâinile tale! Nici nu știu de unde să încep! Ce e cu omleta asta neagră cu frișcă? Nici nu o pot tăia bine! Iar cea din mijloc arată bine și apetisant! Mai rămâne să o gust! Delicios! Exact ce-mi doream! Oare ce fel de mâncare e al treilea? Arată foarte ciudat! Și gustul e chiar bun! Dar totuși o prefer pe cea obișnuită! Yeah! Bunico, tu ai câștigat!
te iubesc! Bunica a câștigat! Ha, ha, bunica i-a făcut pe toți! În această rundă va trebui să mă bucurați cu un burger delicios! Din nou ușor! Nu înțeleg nimic! Ador burgerii! Trebuie doar să nu-l împule chiar eu! Timpul să începeți! Trebuie să mă pregătesc pentru victorie! Pe loc, roșia e a mea! Nu e așa ușor! Și toate pentru că pe nepoata mea nu așteaptă doar un burger delicios, dar și foarte sănătos! Roșie, ceapă, castravete! Și de carne clar n-am nevoie! Știi ce nesănătoasă e? Nu mai rea decât tine! Important e să gătești din dragoste! Atunci burgerul meu nu va fi doar sănătos, dar și delicios! Uite asta, da, mâncare sănătoasă! Nu prostiile voastre! Perfect! Nici măcar caprele nu sunt gata să pască atâta verdeață! Și vreți să-i dați asta nepoatei? Ce burger e ăla fără carne? E cea mai importantă parte! Și nu trebuie să uităm sosul și cașcavalul! Deja salivez! Oh, ceapă stupidă! Cine a inventat burgerii cu ceapă? Lua o parte, nu mai gătesc nimic! Nu te întrista, mai bine mănânc o ciocolată! Ciocolată? Chiar, ce idee minunată! De ce să fac un burger obișnuit când îl pot face cu ciocolată? Îmi iese grozav! Adăugăm ciocolata în interior! Doare! Încă puțin! Nu ați mai văzut niciodată burgeri așa grozavi! Și cireașa de pe tort! Sirop de ciocolată! Ca să arate mai apetisant! Uimitor! Nu am mai văzut niciodată un burger cu ciocolată! Cred că va fi delicios! Sunt încântată! Să vedem ce mai avem aici! Stop! Unde-i carnea? Vă par cumva o capră? E prea sănătos la gust! Burgerul ăsta nu-mi trezește nicio emoție! Mai rămâne al treilea concurent! Burgerul ăsta arată așa de bine! Delicios! Exact ce trebuie pentru un prânz sățios! Dar pe care să-l aleg? Pe cel dulce sau pe cel sățios? Nu! Totuși, cel dulce îmi place mai tare! E mai original! Yes! Am câștigat! Ce vom mai găti de data asta? Vreau clătite! De mult n-am mai mâncat! Vă arăt eu vouă! S-a zis cu tine! Dar eu nu știu să fac clătite! Ce să mă fac? Ce mai? Pornim! Singura mea șansă e să trag ochiul la concurență! Se pare că trebuie să începem cu laptele! Timpul pentru ouă! Acum adăugăm făina și amestecăm bine! Asta în caz că ați uitat cumva! Drăguțo, sunt bunică, nu uit nimic și nu am nevoie de chestiile voastre electrice! Și ce să mă fac? Se pare că trebuie să mă mulțumesc cu furculița! A ieșit un terț cârbos! Ted, privește și învață! Clătitele bunicii sunt cele mai delicioase! Minunăție! Cred că va fi delicios! Acum o întoarcem! Perfect! Mary, ce faci? Vreau să arate frumos!
Dacă vor fi colorate, vor lăsa o impresie și mai bună. Mă grăbesc să vă întristez, bunicuțo! Ați pierdut! Și dacă vor avea o formă neobișnuită, vor fi și mai geniale! Ca mine! Timpul să desenăm! Ochii, sprâncenele... Minunat! Priviți și învățați! Ce să mă fac? Nu am terminat! Poate dacă voi arunca lichidul ăsta în tigaie îmi va ieși ceva totuși! Sper să am dreptate! Kate, uite ce frumusețe! Mai bine gustele pe ale mele, sunt mai bune! Oh, arde! Oh, nu! Ce miros! Și eu am terminat! Toate arată grozav! Dar mai întâi vreau să gust minunăția asta din mijloc! Pare că fata asta seamănă cu mine! Nu mi-am mai văzut niciodată portretul în formă de clătită! Și gustul e incredibil! Iar chestia asta arsă nu arată deloc apetisant! Nici n-am să o gust! Not. Mai rămâne a treia farfurie! Delicios! Arată clasic! Sunt clar cele mai delicioase clătite dintre toate! Bunico, ai câștigat! Ura! Știam eu! Bravo, nepoțico! Vă arăt eu vouă! Poftim! Ține asta! De-aș putea mânca ceva delicios! M-am consumat desenând! Am nevoie de energie! Pastele ar fi perfecte! E mâncarea mea de bază! Zi și făcut! Paste? Nu am idee ce sunt alea! Mai întâi trebuie să fierbem spaghetele! Fie! Mă voi lua după ceilalți! Ceva trebuie să-mi iasă! Cred că nu e nevoie de ață! Mai bine să o dau jos! Iar acum le pot băga în apă! Blestem! Nu au loc în oală! Trebuie să le rup! Nu credeam că e așa de greu! Vai! Apa e fierbinte! Nu vreau să mă ard! Uită-te la bunica Ted! Știe cum să gătească! Punem spaghetele în apă, așteptăm până clocotește și voilà! Totul are loc în oală! A ieșit perfect! Serios? Nu seamănă deloc a paste! Profesioniștii gătesc altfel! Aveți ce învăța de la mine! Kate, nu ne poți uimi cu chestiuțele tale! Asta mai vedem noi! Adevăratele paste trebuie să le gătești de la zero! Pentru asta avem nevoie de făină și de ouă! Aproape că uitasem! Neapărat adăugăm ulei și sare! Iar acum amestecăm totul! Ador activitatea asta! Mă liniștește! Gata! Aluatul e pregătit! Timpul să-l întind! E nevoie de forță, dar mă descurc! Kate, văd că ai prins gustul! Fac orice de dragul mâncării delicioase! Pastele mele sunt gata! Timpul să le fierb! O mare parte din treaba e deja gata! Acum mă voi ocupa de fructele de mare! Sunt convinsă că Jess va adora pastele mele! Iau creveți regali proaspeți, îi curăț și îi frig în unt! Ultimul retuș! Gata! Bellissimo! Și asta ce mai e? Chiar vreți să puneți asta pe masă? Cel mai delicios ingredient e cașcavalul! Ce faci, Ted? Mă chinui să scot macaroanele! S-au lipit! Blestem! Nu-mi reușește! Fie! Lăsăm asta așa! Trebuie să caut altă variantă! Știu! Pot lua o gumă! Ne vom imagina că sunt macaroane dulci! O voi decora cu jeleu și sirop de ciocolată! Nici eu n-aș refuza asta! Original, Ted! Bravo! Să vedem ce avem aici! Oh, creveți! Aș vrea să gust! Nu arată rău deloc! Și miroase apetisant! Nici nu-i rău la gust! E bun când îți e foame! Dar nu am nevoie de nimic suplimentar! Mai bine caut altceva! Cred că e mult cașcaval aici! Îmi place! Nu le pot înfășura!
Deși în asta sunt plusuri. Le pot băga direct în gură. Nu-i rău deloc, îmi place. Ce mai? A mai rămas doar o porție. Sper să mă uimească. Arată foarte neobișnuit. Nu seamănă deloc ca paste. E gumă, tare. Sunt gata să mănânc asta de dimineața până seara. Ce gust dumnezeiesc. Câștigătorul e evident. E bucătarul pastei dulci. Am reușit! Încep să prind gustul! Ai puțină răbdare, Ted. Următoarea mâncare e deja în poză. Hot dog, floare la ureche! Hei, ce faceți aici? Oare crembuși și trebuie fripți? Credeam că se pot mânca așa! Ted, prostuțule, nu trebuie să mănânci crembuși cruzi! Se pare că trebuie să joc după regulă. Voi lua uleiul, dacă nu ești împotrivă. Și ce face chestia asta aici? Nu înțeleg. Nu am nevoie de ea. Voi pune ulei în tigaie și gata. Iar acum pornim focul la maxim. Mă tem că nu e bună. Uleiul s-a încins. E timpul să frig. Nu face asta, Teddy. De ce? Cred că m-am prins. De ce nu mi-a zis mai repede? Fă ceva sau vom ieși cu arsuri de aici. Gata, m-am scăpat de tigaie. E o adevărată mașinărie ucigașă. Pentru ce a fost asta, bunico? Data viitoare să-mi trebuie înainte să faci. O, ce miros, perfect prăjit. Timpul să trimit crembuștele astea direct în pâinică. Mai rămâne doar să adaug muștar și e gata. Ce iute e, exact cum trebuie. Arată perfect. Ted, ce se petrece? Am decis să prăjesc crembuștele cu bricheta. Îmi iese grozav, așa-i? Uitați ce bine prăjit e! Tare! Din nou monstruozități! Cine v-a lăsat în bucătărie? Nu-mi dau seama! Țineți minte, trebuie să faceți tot de la zero, fără semi-preparate. Mai întâi voi găti aluatul. E totul simplu. Făină, ouă și lapte. Uitați ce bine s-au amestecat! Exact ce trebuie! Acum voi lua crembuști și cașcaval și îi voi pune pe frigăruie. Deja îmi place! Într-o oală mică voi pune ulei pentru baia de ulei și în ea îmi voi găti crembuștii. A mai rămas foarte puțin. Crembuștii și cașcavalul îi pun în pâinică și apoi îi dau prin chipsuri. Așa vor fi mai crocanți. Adaug în ulei și aștept. Gata! Priviți și invidiați! La final, sosurile. Ketchup și muștar. E perfect! Kate, ești un adevărat maestru! Haideți să nu ne distragem! Eu încă nu am terminat! E nevoie de mai mult sos! Pentru gust! Acum e complet altceva! Mi-a ieșit minunat! Scuze, dar eu nu cred asta! Eu voi alege! Deci, ce avem de data asta? Măiculiță, ce monstruos! Arată respingător! Nu vreau să mă ating de așa ceva! Iar ăsta nu arată rău deloc! Să vedem dacă gustul mă va dezamăgi sau nu. E bine, dar e prea mult aluat și prea puțină umplutură. Mai rămâne a treia variantă. O, ce crocant! Îmi place! Sunt convinsă că nu mă va dezamăgi. Doar mirosul m-a încântat deja. Prima impresie e minunată. Dumnezeiesc! E cea mai bună mâncare pe care am gustat-o. Felicitări! Ura! Lui Jesse a plăcut mâncarea mea. Nu înțeleg. Ce să facem cu atâtea fructe și legume? E simplu, Ted. Veți face un cocktail. Haideți, aveți toate cele necesare pe masă. Sunt convinsă că din nou voi învinge. Asta mai rămâne de văzut. Deja am câștigat odată. Timpul să-mi repet victoria. Am nevoie de toate dulciurile care sunt aici. Jess nu le poate rezista. Veți vedea! Batoane de ciocolată, jeleu, bomboane, oare poate fi ceva mai bun? Voi adăuga toate sucurile posibile și va ieși o bombă dulce. Minunat! Unde e butonul? Timpul să-l pornesc! Nu cred că e bine să mănânci atâta dulce. Eu aleg altă cale. Voi găti ceva cu adevărat sănătos. Pentru asta am nevoie de legume. Cât mai multe legume. Ce ceapă aromată! Minunat! Și castraveții sunt așa de crocanți. Trebuie să nu-mi rup proteza. Aproape că uitasem de roșii. Iar acum le pun pe toate în blender și adaug puțină verdeață. Cocktailul meu sănătos e gata! O înghițitură și Jess va fi plină de energie. Veți vedea, va prinde putere. Ce scârboșenie! Mă tem să-mi imaginez gustul unei astfel de băuturi. No. Îmi pare rău de Jess și îi voi găti ceva gustos.
Iau pepene, el va sta la bază. Tai partea superioară. Și iau blenderul. Ce puternic e! Bag blenderul în mijloc, iar acum pregătesc restul de ingrediente. Ananas, fructul pasiunii și kiwi. Le voi felia. Le punem pe toate aici și se combină perfect. A mai rămas puțin, am nevoie de lapte de cocos. Așa, minunat! Punem paie și gata! Vă place? Jess, am terminat! Timpul să alegi! Dați-mi cocktailurile! Ce diferite sunt! Nu seamănă deloc între ele! Oare ce e aici? Nu arată bine deloc! Aș zice chiar scârbos! Iac, prea dulce! Nu-mi place! Și zeama asta mă sperie! Culoarea nu e în regulă! Mi-e frică și să gust! Dar risc! Prea mult! Gata! Mai că mi se face rău! Ultimul cocktail arată foarte bine, mai ales comparativ cu celelalte. Wow, aici e scris numele meu! Ce plăcut! Sper ca gustul să nu mă dezamăgească! Minunat! Autorul acestei băuturi a învins! Mai vreau! Din nou eu! Tare! Sunt cumva ingrediente pentru tort? Chiar dacă nu ieși în evidență pentru istețime, Teddy, de data asta ai dreptate. Vreau tort! Tortul e floare la ureche. Mă voi folosi de rețeta mea de casă. Jess o adoră. Mai întâi trebuie să facem crema. Sparg ouăle și las doar albușurile, fără gălbenușuri. Și se bat în spumă. Iar acum pun zahăr. Timpul să ne punem la treabă. Vă voi arăta cum se folosește mixerul manual. Minunat! Albușurile sunt bătute. Crema mea e gata. Timpul să o pun pe blat. Arată perfect! A ieșit puțin strâmb, dar e drăguț, îmi place! Punem cremă deasupra, altfel va arăta neterminat! Ce minunăție! Pare a fi un norișor! Adăugăm bombonele colorate și ultimul retuș, căpșunele proaspăt culese! Aici e locul lor! Wow, bunico, nu-i rău! Nu e pentru tine, te doar știi! Fie, fie, nu-mi bag nasul unde nu-mi fierbe oala! Mai bine-mi termin tortul! Ursuleț de jeleu și sirop de ciocolată! Combinația care m-a ajutat deja să câștig odată! Acoperim umplutura cu încă un blat, apoi turnăm topping de fructe! Cred că va fi super! Lipsesc niște accente colorate! Bomboanele mă vor ajuta! Bravo! Dar ce face Kate? Ca de obicei ceva de neînțeles! Nu aș râde așa în locul vostru. Să vedem ce veți zice când îmi veți vedea desertul. Mai întâi am nevoie de caramel. Vă voi arăta un truc cofetăresc. Vă promit că veți fi șocați. Voi turna caramel pe un balon plin cu apă. Apoi îl tai și voilà! Castronelul comestibil pentru desertul meu e gata. Ce ziceți de asta? Nu mai e amuzant, nu? Voi adăuga biscuiți și frișcă. Chiar dacă pare foarte simplu, e foarte delicios. Priviți și apetisant curge crema! De-abia mă abțin să nu o gust! Pentru culoare adaug topic de căpșuni și bombonele. Și e gata! Uimitor! Chiar că e grozav, Kate! Mai vedem noi cine câștigă! Câte torturi îmi fug ochii! La asta visam de la bun început! Acesta va fi primul, micuțul! E așa de simpatic! Dar cred că are prea multă cremă! Îmi întorc cuvintele. E perfect! Oare va putea tortul cel mare să-l întreacă? Apropo, mi-amintește de ceva. E stilul bunicii. Cred că m-am lăcomit și am luat prea mult. Dar a meritat. Delicios! Nu am cuvinte. Trebuie să-l bag urgent în gură. Ce mai? Trecem la ultimul tort. Mă așteaptă. Bombonele deasupra, original. Și funcționează. E delicios! Nici nu știu pe care să-l aleg! Fiecare tort e bun în felul lui! Dar cel mai mult mi-a plăcut tortul bunicii! Știam eu! Mulțumesc, fetița mea! Felicitări! E timpul să gătiți! Uimiți-mă! Câte ingrediente! Ce trebuie să gătim? Imediat vă arăt! Astăzi vreau un tort mare! Bucurați-mă! Aștept! Tort? Ce tare! Floare la ureche! Ați zis cumva tort? Atunci am nevoie de făină!
O voi pune în farfuria asta adâncă ca să fie mai comod. Apoi adaug puțin lapte. Rețeta o am în minte. Îmi amintesc perfect toate ingredientele necesare. Niciun mixer nu poate adăuga destulă iubire tortului precum mâinile bunicii. De aceea amestec aluatul mereu cu mâinile. E foarte important. Ce pierdere de vreme! Mereu am o variantă mai ușoară. Aluatul gata preparat e o adevărată economie de timp. Ce blasfemie! Nu vreau să privesc la asta. Tortul meu va fi cel mai bun pentru că sunt un profesionist. Voi adăuga puțină culoare. Va fi un tort colorat pentru o fată colorată. Îmi iese minunat. Așa trebuie făcut. Fac cum vreau. De aceea voi adăuga pastă de arahide. Cu cât mai multă, cu atât mai bine. Ador pasta de arahide. E așa delicioasă. Următorul strat. Important e să nu economisesc și atunci Jess va fi încântată. L-aș mânca chiar acum. Și de ce nu aș putea o face? Pot linge lingura. E chiar mai bine decât credeam. Ajunge! E tortul surioarei tale. Iar eu voi adăuga gem de căpșuni, pe care l-am pregătit chiar eu. Sigur îi va plăcea. Deschidem borcanul. Mirosul ăsta e încântător. Voi adăuga tot conținutul, ca să fie imposibil să te oprești din a mânca. Voi face cel mai delicios desert. Să adăugăm câteva detalii. Asta da plăcinte adevărată. Când se va coace, va fi nemaipomenit de frumoasă. Sunt convinsă de asta. A ieșit minunat. Mai rămâne doar să o coc. O voi băga în cuptor. Uimitor, e atât de imens! Încă un retuș. Acum trebuie să punem cu grijă crema. O voi face cu ajutorul acestui instrument special. Este atât de colorat și frumos. Perfect! Următorul pas? Următorul pas. Trebuie nivelat. E important să o facem cu grijă ca să nu stricăm aspectul. Cred că am terminat cu crema. Ultimul pas. Decorațiunile. Vreau să fac o decorațiune potrivită pentru tortul ăsta. Va fi la fel de colorată precum restul ingredientelor. Gata! Curcubeul perfect! Îl voi pune deasupra. Minunat! Tortul îl voi decora cu ciocolată. Voi pune și câteva steluțe aici. Iese minunat! Mai rămâne doar să adaug norișori pe curcubeu. Și tortul meu e ideal! Unde e bunica? Ce? Unde? Cine? Exact! Gustarea mea! Cât de proaspătă! Și ce miros! Și eu vreau un așa tort! Al meu arată atât de rău! Chiar și bunicii a ieșit mai bine decât mie! Ce să mă fac? Știu! Ca să adaug puțină culoare am nevoie de bombonele! Așa iese mult mai bine! Mai ales dacă adaug mai multe! Ce? S-au terminat! Tortul meu e gata! Bravo, nepoțico! Nici nu vă pot considera concurență! Nu aveți nicio șansă! Nu-i rău deloc! Foarte drăguț! Încântător! Voi începe cu acesta! Numai decât voi înfuleca ceva delicios! Îl tăiem cu grijă! Uite așa! Bravo mie! Ce bucățică frumoasă! Trebuie să mănânc mai repede! Oare ce gust are? E atât de moale! Se topește în gură! Minunat! Ce gustare inedită! Voi mânca și ultimele primituri! Vreau să gust norișorul! Oare e comestibil? Zboară la mine în gură, norișorule! Cât de delicios! Precum restul de tort, dumnezeiesc! Acum următorul! E așa de interesant! Luăm o bucățică! Ce frumos! E atât de dulce și zemos! Gustul de fructe e nemaipomenit! Aș mânca la nesfârșit! Iubesc tortul ăsta și persoana care l-a gătit! Iar asta? Cred că pot gusta o bombonică! Sper să fie delicioasă! Să vedem! Delicios! Foarte gustoasă! Așa să fie! Voi gusta tot tortul! Trebuie să iau o bucățică cu cât mai multe bomboane! Ce pot spune? E cam greu de înghițit! Am nevoie de ceva! Acum e mai bine! Gata! Nu mai vreau să mănânc asta! Îl dăm la o parte! Trebuie să aleg! Desigur! Tortul curcubeu e cel mai delicios! Al cui? Al meu? Ca să vezi! Mă flatați! Data viitoare voi învinge! Veți vedea! Ce avem aici? Legume? Pentru ce? Vă arăt numai decât! Vreau un burger! Faceți-mi un burger delicios! Floare la ureche!
Ce burger! E foarte nesănătos! Nu-i voi permite nepoatei mele să mănânce așa ceva! La gunoi! Iar din legume pot găti ceva foarte bun! Avocado e mult mai sănătos decât pâinea! Minunat! Îl voi găti atât de delicios! Dumnezeiesc! Cu cât mai mult că e așa de ușor, trebuie doar să dau sâmburele la o parte și să-l decojesc! Câte vitamine! La o parte! Minunat! Și roșiile? Ador roșiile! Sunt delicioase și sănătoase! Trebuie neapărat adăugate! Precum și castravetele! Trebuie tăiat în bucățele mici? Uite așa! Și cum se poate fără chili? Nici nu voi începe să vă vorbesc cât e de sănătos! Îmi ia prea mult! Cât timp am gătit, mi s-a trezit apetitul! Foarte delicios și nu e deloc iute! Și salata își are locul aici? Mai rămâne să le pun pe toate la un loc! Avocado, salată, roșii, ardei și castraveți! Ce scârboșenie! Al meu sigur va fi mai delicios! Carnea e la locul ei? Acum să adăugăm legumele! Castravete! Minunat! Yeah. Ce-i asta? Ceapă? Nu, nu am nevoie de ea! O roșie! Dar mai întâi trebuie să scap de părțile de roșie de care nu am nevoie! Altfel nu va fi delicios! Cred că e gata! Deși nu! Mai trebuie să tai puțin! Nu-i nimic! O fac numai decât! Uite așa! Floare la ureche! Gata! O punem pe burger! Super! Bine lucrat! Mai am nevoie de cașcaval și de o bucată de pâine! Ceva nu e în regulă! E prea înalt! Haide! Dar așa? Trebuie să mai lucrez puțin la formă! Uite așa! Și pâinica? Arată oribil! Știu! Am o variantă mai bună! Minunat! Alo? Un burger la comandă, vă rog! Aștept! Yeah. Uimitor! Ce rapid! Așa? Unde e burgerul meu? Minunat! La o parte! Ce frumos e! Îl voi pune pe farfurie! Perfect! Priviți! Nu-i rău, dar oricum al meu e mai bun! Cum e carnea? S-a prăjit perfect! E atât de zemoasă și de aromată! E totul gata! Haideți pe farfurie bucățelelor! Așa! Și următoarea? Ce apetisant arată! Le voi lua de pe foc și îmi voi construi burgerul! Să nu uităm să-l stingem! Minunat! Pornim! Trebuie să feliez legumele prin metoda mea profesională! Mai întâi le aruncăm, apoi le feliem în aer! Legume perfect tăiate! Voilà! Și pâinica ideală! Acum le punem pe toate la un loc! Salată, carne, cașcaval, urmează legumele și repetăm de câteva ori să semene cu un turn! Ultimul retuș! Voilà! Acum e perfect! Ce frumusețe! Într-adevăr! Suntem gata! Jess, servește-te! Cât de delicios arată! Toți în afară de acesta! Ce vrea să fie? Nu seamănă burger? Fie! Trebuie să gust! Dar cum să o fac? Ce scârboșenie! Respingător! Și iute, iac! Iar ăsta arată minunat! Vreau să-l gust mai repede! La o parte! Vino la mine în gură! Ce? S-a ruinat? Atunci nu-l voi mânca! Ultimul arată simpatic! Gustăm! Uimitor! Ce delicios e! E foarte bun! Acesta învinge! Uimitor! Am câștigat! Nu-i cinstit! Am pierdut?